Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În clipul de astăzi vă împărtășesc din nou o rețetă foarte ușoară, rapidă, gustoasă, așa cum v-am obișnuit. Prăjitură cu mere cu doar 4 ingrediente. Se face foarte ușor, amestecăm totul, băgăm la cuptor și în casă va mirosi a sărbătoare. Amăr copt și dacă vreți, așa cum am făcut și eu, să puneți un pic de scorțișoară, vă garantez că o să vă placă la nebunie. Dacă vreți să mâncați mai dulce, puneți mai mult zahăr, dar mie mi se pare că acestea sunt cantitățile perfecte pentru o prăjitură cu mere delicioasă. Sper să încercați rețeta, nu vă mai țin de vorbă, vizionare plăcută. Mulțumesc tare mult că îmi sunteți alături aici în fiecare zi. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un like și să-mi lăsați părerea voastră în rubrica de comentarii neapărat. Vizionare plăcută, dragii mei! Pentru această prăjitură cu mere avem nevoie de doar 4 ingrediente. Da, ați auzit bine, 4 ingrediente pe care le-am în față și cu siguranță și voi le aveți în casă. Mai exact, 3 mere, 3 ouă, 150 de grame de zahăr, 150 de grame de făină. Făină albă, făină integrală, ce aveți în casă. Atât. Iar primul pas este să ne pregătim și să ne cântărim ingredientele. Să trecem la treabă. Așa arată prăjitura, am scos-o de la cuptor, miroase tare, tare bine în bucătărie, mi-am pregătit aici și zahăr pudră, să o pudrez bine, bine.
O las puțin să se răcorească, abia după o să o tai și o să vă arăt și vouă o secțiune. Dar noi de-abia așteptăm să mâncăm. S-a făcut foarte repede. Ca și timp aș putea să vă zic așa în jur de 20-30 de minute, dar depinde de fiecare cuptor în parte. O las puțin să se răcească și pe urmă o tai. Gata, am reușit să o tai, am reușit să gustăm, este extraordinar de bună. Dacă voi considerați că mai trebuie zahăr, atunci puteți să urcați până la 200 de grame. Nouă însă ne place așa, este dulce, dar nu exagerat de dulce, iar merele îi dau așa o notă acrișoară. Dacă faceți cu făina albă, o să vedeți că nu o să vă iasă atât de colorată, să zic, dar este bună în ambele... În ambele moduri. Ați văzut cât de ușor se face cu 4 ingrediente. Astăzi este duminică și cu siguranță toți membrii familiei se vor bucura să primească la desert așa o bucată de prăjitură cu mere. Mulțumesc tare mult pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un like și să-mi lăsați părerea voastră în rubrica de comentarii. Pupici!